Lucrare de mântuială a muncitorilor de la APA Service pe strada Crinului din centrul orașului. La un an după asfaltare s-a constatat că rețeaua de apă este învechită și trebuie schimbată și din loc în loc asfaltul a fost spart și lăsat așa după finalizarea lucrărilor. Șanțurile adânci de câțiva zeci de centimetri au devenit o adevărată capcană pentru șoferi care periodic rămân cu roțile mașinilor blocate. Hai, Daniel, vreau să-mi lasă uși, vă voi și filmez tot spatele, Răzvan. Hai să mă dă eu la o parte cu balon. Hai, Daniel, vreau cu apă, ești o bună. Bă, cât ești, mă arăt. Ia uite așa. Dragii, locuitorii de pe strada Crinului spun că au făcut numeroase sesizări către autorități, dar nu s-a luat nicio măsură. Nimeni nu a venit măcar să arunce o lopată de nisip sau să monteze un indicator, dovadă de indiferență și de lucrări făcute de mântuială.